Astăzi voi prepara Viagra naturală din produsele ce ni le oferă albinele, adică din larvele de trântori. Încă din antichitate, bărbații au avut grijă de partea aceasta de sănătate, ca să zic așa, pentru a da cei mai buni urmași celorlalte generații și cele mai bune gene. Așa că Viagra care este pe piață nici nu se compară cu ceea ce putem scoate de la albinuțe și în același timp nu se compară ca un produs pentru imunitate, atât pentru bărbați cât și pentru femei, dar mai ales pentru copii sau bătrâni. Deci are mult mai multe scopuri. Se numește apilarnil și se face din larvele de trântor. Aici am un fagure construit de albinuțe și vedeți că înăuntru lucește ceva, dar încă nu e căpăcit, încă nu are capacul acela de ceară ca aici. Acestea, chiar înainte de a fi căpăcite, sunt larvele de trântor pe care eu voi sta și voi lua una câte una și le voi pune în borcan, iar acestea constituie apilarnilul. Mi-am pregătit acest borcanel. Este un borcanel curat în care voi pune larvele de trântor și trebuie să mă mișc destul de repede, căci ele se strică destul de repede. Mi-am cumpărat și această unealtă. Ei spun că cu această parte ar trebui să intre în celulă și să ia larvele de trântor, dar din păcate eu o să folosesc cealaltă parte, pentru că efectiv nu intră ceea ce ziceau ei, așa că eu voi lua fiecare celulă în parte și voi pune larva în borcanel și încet, încet îmi fac de lucru toată ziua. În afară de celebrul efect pentru potență la bărbați și pentru sănătatea tractului urinar, sănătatea prostatei, mai este bun și în pubertate, în dereglările hormonale. Opa! Ce? Așa, una câte una, eu le iau și le pun aici. Este foarte bun și pentru sistemul imunitar, pentru orice vârstă. Nu contează vârsta. Am mai făcut un astfel de postare anul trecut și am primit foarte multe comentarii de la bărbați care își mențin sănătatea cu acest produs și care știu despre ce este vorba. Așa că lăsați-mi în comentarii părerile voastre, dacă l-ați folosit, dacă l-ați dat la copii, dacă ați văzut o îmbunătățire a sistemului imunitar și tot așa. Eu vin și iau larvele una câte una. Doar dintr-o singură ramă de puiet necăpăcit am adunat acest apilarnil. Se duce direct la congelator. În alt video vă voi arăta cum îl prepar pentru a putea fi trimis către voi. Deoarece este un produs foarte, foarte perisabil, se lucrează rapid, se scoate rapid apilarnilul de la larve, din larvele de trântori și apoi se depozitează direct în congelator. Pentru a putea fi consumat, nu se consumă așa direct, căci are un gust cam astringent, pot să zic așa, iar pentru necunoscători poate fi chiar și scârbos. De aceea, pentru a fi consumat în preparate, se folosește
o rație de 1 la 10 împreună cu miere. Amestecat cu mierea, acesta nu se mai strică, mai ales dacă îl ținem la frigider. Este recomandat preponderent să fie amestecat cu miere de salcâm, dar este bun cu orice fel de miere, astfel că ne vom ocupa și noi de acest preparat după ce se va congela bine și când vom scoate mierea de salcâm, căci încă nu am scos-o. Putem prelua precomenzi de la dumneavoastră dacă sunteți serioși și vă putem trimite cu drag acest produs. Sănătate!